Ioane, 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 ai murit ca milioane. Ioane, trupul ți l-au frânt, Ioane, fără de mormânt. Bună seara, doamnelor și domnilor! Sunt Miron Manega și vă invit la o nouă ediție a emisiunii Trezește-te, Gheorghe, trezește-te, Ioane. Deviza noastră este, ca să fii român, trebuie să poți. Invitații mei în această seară sunt Mircea Șerban de la Vișeul de Sus, cel mai tânăr, cel mai proaspăt membru al Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România. Bine ai venit, Mircea Șerban! Bine te-am găsit, Miron Manega, bine v-am găsit pe dumneavoastră telespectatorii, bine am găsit România la acest aniversar. Și Doru Dinu Glăvan, președintele Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România, care va veni în partea a doua și atunci îl vom prezenta mai pe larg. Vom vorbi despre multe astăzi, pentru că luna ianuarie a fost, cum să zic eu, a avut o mare densitate de evenimente. Unul a fost, sau în ordinea cronologică, centenarul Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România, despre care vom vorbi mai pe larg după ce va veni domnul președinte, Ziua Națională a Culturii și ziua de naștere a lui Mihai Eminescu, 15 ianuarie, despre proiectul Eminescu de la IEUD, care a avut loc în ziua de 15 ianuarie, și iată, 24 ianuarie, ziua Micii Uniri, cum îi se spune pe nedrept, cred eu, pentru că nu a fost deloc mică, este prima treaptă a Marii Uniri. Dar despre toate acestea, nu înainte de a da cuvântul invitatului nostru special, permanent și tutelar, domnul Mihai Eminescu. Domnia lui Vodă Cuza este istoricește cea mai însemnată de la fanarioți încoace, atât în bine cât și în rău. Se poate spune că toate creațiunile acestei domnii au acest îndoit caracter. Sub impulsiunea îngrămădirii trebuințelor moderne, românii au pierdut pentru multă vreme dreapta măsură a lucrurilor, instituții, legi, limbă. Cu un cuvânt, toate formele vieții publice aveau un aer pripit și netemeinic. Numele înlocuia aproape pretutindenea fondul. Haina magistratului francez avea să reprezinte în România capacitatea juridică, titlul profesorului din Franța, câștigat aici cu multă înlesnire, ținea locul învățăturii lui. Vor trece însă veacuri și nu va exista român căruia să nu-i crape obrazul de rușine, de câte ori va răsfoi istoria neamului sau la pagina lui 11 februarie și stigmatizarea acelei negre felonii va răsări pururea în memoria generațiilor, precum în orice an răsare iarba lângă mormântul vândutului domn. Cu un cuvânt, crima de la 2 mai 1864 a fost un act de curaj, cea de la 11 februarie un act de lașitate și istoria scuză cinismul, scuză crimele care au sinceritatea de a fi cum sunt, scuză oamenii care au curajul caracterului și înclinărilor lor, căci ei sunt din lemnul din care se cioplesc oamenii mari. Dar ceea ce istoria niciunui popor din lume n-a scuzat vreodată, e lașitatea. Și oamenii care conduceau pe soldat la rușine o știau aceasta, le era frică de soldatul de rând, le era frică de țăranul acesta onest, care cu pumnul lui vârtos i-ar fi strivit să fi știut unde îl duce. Dar să lăsăm procesul lui 2 mai, căci dacă nu tăgăduim greșalele lui Vodă Cuza, cea mai constantă greșeală a lui e pripa, răsărită din sila de temporizare. Pe de altă parte, orbi am fi și răi români dacă am tăgădui meritele lui. Am înțelege, chiar ca să-i arunce mănușa oamenii nepărtinitori, am înțelege-o să-i o arunce viitorul. Trecutul n-are acest drept, căci nu e unul din contemporanii săi care să fie vrednic de una ca aceasta. Să se țină bine minte că Vodă Cuza a iertat prin viu grai și înscris tuturor, absolut tuturor, numai colonelului Leca și altor câtorva, nu. Nu pentru el personal, ci pentru pata
pe care acesta a pus-o pentru vecii vecilor pe steagul țării. E unicul caz în istoria românilor. Au căzut domni prin rebeliune fățișă la poporul, a poporului sau a armatei. Au căzut prin amicilor fățarnici. Niciun domn român, absolut nici unul, n-a căzut însă prin trădarea strajei domnești. Orice strajă, chiar adversară domnului, pe cât era strajă, au privit în unsul lui Dumnezeu pe oaspetele credinței ei și oaspeții sunt sfinți chiar pentru popoarele cele mai barbare, necum pentru cele civilizate. Este un text semnat de Mihai Eminescu despre Alexandru Ioan Cuza, un text de fapt compus din mai multe bucăți preluate din Curierul de Iași din 18 martie 1877, Timpul 27 februarie 1882 și Timpul 18 martie 1881. Observăm din acest text că Eminescu l-a privit critic pe Alexandru Ioan Cuza. Eminescu era adeptul teoriei lui Barbu Catargiu, de fapt. O să vorbim deci puțin și despre Barbu Catargiu. Era adeptul statului organic, nu al modernizării sau al civilizațiunii pripite, cum zicea el. Mircea Șerban. E încă de actualitate abordarea asta a lui Mihai Viteazul despre trădarea lui Vodă Cuza din februarie 1866? Este. Trădare se întâmplă, hai să mă refer numai la cea mai recentă perioadă a istoriei noastre, din 90 încoace se întâmplă trădare zilnic. Trădarea limbii, trădarea cetățeanului, trădarea statului. Dar mie textul acesta pe care l-ai citit, nu știam la ce se va referi. Am răsfoit rapid și am găsit două, să spun așa, doi autori pe care dăm voie și o să-i rog pe cei care ne urmăresc să ciulească urechile, pentru că sunt foarte semnificative. Primul este semnat de Ovidiu Boriană, care spune așa: există în prezent două feluri de istorie. Una prezentată publicului larg, de cele mai multe ori în funcție de anumite interese necunoscute acestui public, evenimentele căpătând în cazul ei o cu totul altă coloratură și interpretare, iar al doilea tip de istorie este cea de culise, cunoscută celor puțini. Eminescu, la vremea lui, spre deosebire de alții, tocmai că scotea din culise o chestiune care, dacă rămânea, nu știu în ce măsură, astăzi n-ar fi făcut mai, știu eu, mai înțelepți. Opun acestui text al lui Ovidiu Buriană, un text pe care și oarecum premerg revista ziarului, adică, mă rog, trecerea în revistă a ultimului număr al celui ziarului Certitudinea, număr, celui mai număr, așa, numărul 31, și, așa, și scot din acest ziar, da, din numărul 31, scot un mic fragment care aparține lui Dan Dungaciu. Voi citi două titluri și după aceea un pasaj dintr-unul din titluri. Articolul se numește Ne-am educat să fim cetățeni de nicăieri. Subtitlul este Sarcina Academiei Române să articuleze un discurs identitar și iată două subtitluri. În timp ce națiunile europene devin tot mai atente la propria identitate, noi ne împingem singuri către migrație. Celălalt, singurul element care va rămâne după centenar va fi Catedrala Mântuirii Neamului. Și de aici citez un fragment scurt. Chestiunea identitară este marele absent de pe scenă, ceea ce este și o greșeală politică, pentru că dacă ne uităm în Europa, vedem că pe scena publică apar lideri din zona aceasta. Nu mai apar mari europeni, pentru că nu mai există această așteptare. Dar în România, tocmai această temă este ignorată și de putere și de opoziție. În termenii discuției despre centenar, să nu uităm că nu este centenarul României. Aceasta i-a permis premierului maghiar să spună că România are 100 de ani. Sunt 100 de ani de la unitatea românilor, făcute în anumite condiții cu anumiți oameni de stat. Din păcate nu văd nicio statuie a lui Ice Brăteanu, nici un bulevard care se poartă numele în București. Singurul element care va rămâne după centenar va fi Catedrala Mântuirii Neamului. Și se leagă aceste două texte cu ce spunea Eminescu și
îmi cer iertare, nu sunt avocatul poporului român, sunt propriul meu avocat, dar îmi este jenă, da, că de fiecare dată, cu ocazia unor evenimente mai mult sau mai puțin fastoase, așa, toată lumea se bate cu pumnul în piept și enunță, mă mândresc că sunt român. Sunt momente în care trebuie să ne fie rușine că suntem români. Iată tocmai textul Eminescu, sugerat. Eminescu a și zis, într-unul din texte, mi-e rușine să fiu român, dar a nuanțat după aceea. Dar ce fel de român, zice? Exact. Nu, românul care își asumă sau își declară românismul, dar de fapt este nu face nimic, este împotriva lui, dar la sărbători sau la zile oficiale se laudă, se bate cu pumnul în piept și așa mai departe. Ba mai mult încearcă să folosească românismul ca pe post de capital electoral. Da, vreau să, pentru că tot pomene aici și Dungaciu despre suta de ani și... Îmi aduc aminte că de ani de zile, de zeci de ani de zile, și nu atac niciun partid, constat un lucru. Îmi aduc aminte că de zeci de ani, da, avem în arcul puterii, să zic așa, o formațiune politică a maghiarilor din România. Un ONG. Un ONG, exact. Mă întreb, tocmai pentru faptul că unul din vicepremierii României a fost... unul din membrii, chiar fondatori ai partidului, dacă trebuie dau nume, dacă nu, dar toată lumea știe la cine fac referire, acel vicepremier făcea călătorii aproape lunare la Budapesta pe banii mei, pe banii tăi, pe banii noștri, da? Și n-am auzit niciodată... Marco Bella. Așa. N-am auzit niciodată nici la televizor, nici în presa scrisă, făcând un raport asupra vizitelor pe care el, ca membru, ca vicepremier al guvernului român, da, făcându-le la Budapesta, n-am auzit niciun raport vis-a-vis de ce anume discuta. De scopul acestor vizite. Da. Deci atunci întreb, cum să nu își bată joc de noi, de istoria noastră, oameni care n-au niciun interes, da, să ne respecte, da, când noi înșine, la nivel politic, la nivel administrativ, nu facem nimic ca să ne protejăm, până la urmă, identitatea. Da. Nu întâmplător, spune Dungaciu, e sarcina Academiei Române să articuleze un discurs identitar. Tace această Academie de zeci de ani. De ce tăceți, domnule președinte? De ce tăceți, dragi academicieni ai neamului nostru? Poate vor vorbi dacă... Nu știu. Dacă îi vor... Mă îndoiesc. Dacă vom exercita și noi o mică presiune, da. În orice caz, certitudine, exercită această presiune și dacă tot ai adus vorba de Dan Dungaciu, care este găzduit de certitudinea, hai să prezint și numărul 31 din această publicație. Tocmai a apărut, iată, așa arată. Iată certitudinea editorialului Eminescu. Toate atributele suveranității statului român au fost câștigate pe vremea lui Cuza. Așa, sus pe manșetă, avem un articol, o trimitere la un articol al lui Constantin Cojocaru, taxa pe lăcomie, ultima țeapă dată de PSD românilor în 2018, iar cealaltă trimitere este Dan Cristian Ionescu, negaționiștii Holocaustului, Europa, continentul minciunii și fără de legi legale. Mai departe, din sumar. Mesajul Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România către întreaga braslă. O să vorbim mai mult despre asta în partea a doua a emisiunii, când vine domnul Doru Dinu Glăvan. Rubrica lui Denis Buican, marele savant român, care locuiește în Franța, Denis Buican, autorul Biognozeologiei, este o rubrică de poezie care se numește Frântură de soare, spărtură de flaut. Mircea, mai departe, Mircea Vulcănescu. Ca și la traci, două inimi se zbat în pieptul oricărui român. Una e de chemarea pământului, alta e chemarea codrului. Dan Dungaciu, textul din care a citat Mircea Șerban. Ne-am educat să fim cetățeni de nicăieri. Este sarcina Academiei Române să articuleze un discurs identitar. Mai departe, Dan Puric, mapa cu amintiri. Petre Țuțea, scrisoare către Emil Cioran. Crucea simbolizează anularea distincției între glorioși și învinși. Noghi Otilo Mihai, autorul, titularul rubricii Meditațiile unui secui. Teroarea prin etichetare. Un articol de Ionuț Cojocaru. Cazul Ioan Scurtu și tăcerea istoricilor.
un text care merită citit, mai ales de ziariști, pentru că aici e vorba de tăcerea ziariștilor în situația unei nedreptăți care i s-a făcut unul dintre cei mai mari istorici contemporani, Ioan Scurtu. Mai departe, Constantin Cojocaru, am spus, privatizarea din România, nu, alt articol de Constantin Cojocaru, privatizarea din România, cea mai mare crimă economică săvârșită vreodată împotriva unui popor. În cadrul rubricii permanente, Constituția cetățenilor pe înțelesul tuturor. Serialul Genocidul comunist, Academia Română și Biserica sub semnul terorii. Se pare că au rămas așa ambele. Șerban Popa, povara singurătății alergătorului de cursă lungă. Un articol, pentru că, stimați telespectatori, pe 26 ianuarie, deci peste două zile, se împlinesc 100 de ani de la nașterea lui Ceaușescu, am propus să ne amintim de el, citându-i ultimul discurs televizat, cel din seara zilei de 20 decembrie 1989, imediat după venirea din Iran. N-am avut răgazul atunci să fim atenți la conținutul acestui discurs. Acum avem suficiente date, suficiente referințe și cu aceste informații putem să vedem altfel lucrurile, dând la o parte materialul lemnos al discursului său, dând la o parte retorica. Mai departe, Ștefan Ionescu, un articol din 1943, visul lui Petru cel Mare și rusificarea Europei. Încă un articol de Șerban Popa, Europa de la visul de unire a popoarelor la planificarea unificării statelor accelerate, după modelul cincinalul în 4 ani și jumătate. Articolele sunt pe pagina pe care eu am intitulat-o Europa Nostra. Avem o pagină dedicată Unirii, mai exact lui Alexandru Ioan Cuza și personalitățile din vremea lui, anumite personalități care au rămas cumva în umbră. Tot învârtim aceleași nume și uităm de unele mult mai importante. Deci, cine a fost Cuza Vodă? Știm ce a făcut, câte ceva din ce a făcut, dar nu știm cine a fost, cine au fost părinții, ce studii a făcut, dacă a făcut studii, cum a ajuns domn și așa mai departe. Mai departe, asasinarea lui Barbu Catargiu, primul premier al României. O personalitate extrem de importantă, care era adeptul unei teorii despre stat, asemănătoare cu statul organic al lui Eminescu. El simțea cu convingere și susținea asta, că trebuie să începem cu educația și apoi cu emanciparea. Începem cu reforma de sus în jos făcută de stat și apoi cu întărirea statului și dezvoltarea economică de jos în sus. Dar, în sfârșit, merită citit. Vasile Ghica, Cocuța Vogorii de Ioana Darc a Unirii de la 24 ianuarie. Foarte puțină lume mai știe, își mai aduce aminte că dacă n-ar fi fost Cocuța Vogoride, soția caimacamului Moldovei, Nicolae Vogoride, s-ar fi putut ca unirea să nu mai aibă loc. Pentru că în Moldova alegerile fuseseră falsificate, Cocuța Vogoride, Cocuța Conachi Vogoride, află de lucrul ăsta, îl denunță, așa, și toată Europa află ce s-a întâmplat. Atunci se repetă alegerile și unioniștii câștigă cu mare majoritate de voturi. Mai departe, profesorul universitar Mihai Vinereanu, latinoman și dacoman, 62% din lexicul limbii române este de origine tracodacă. Nicolo Zeno, Cărțile Geților. Mai departe, protoscrierile de la Turdaș și Valea Nandrului, descoperite în 1875. Românca Zofia Torma, prima femeie arheolog din lume. Constantin Cojocaru, din nou, taxa pe locomie, l-am citat pe manșetă, ultima țeapă dată de PSD românilor, profesor dr. Mihai Popescu, Brâncuș, bărbatul care șlefuiește femeile. Este un articol care se referă la cartea subsemnatului, Femeile din viața lui Brâncuș. Ilie Șerbănescu, oficializarea statutului de colonie al României devine presantă pentru capitalul străin. Mai departe, profesor George Coandă, poveste cu avioane și drone, CNATDCU și promovarea academică, manipulări și șmenuri universitare la vârf, Dorel Vișan, Gheorghe fără de țară,
Alexandra Neacșu, corespondență din Lumea de Azi, epistola 2, mi-e teamă că lumea este pe un alt drum. Elis Râpeanu, George Sărac și bătălia pentru recuperarea adevărului privind boala și moartea lui Eminescu. Dan Cristian Ionescu, l-am citat deja, negaționiștii Holocaustului, Europa continentului, continentul minciunii și fără de legi legale. Și încă un articol, un articol de pomenire, scris de subsemnatul, reflecții pe marginea gropii, e vorba de un articol dedicat în memoria mamei mele, care nu mai este. N-aș putea să o evoc, dar aș putea să o fac, să las pe altcineva să o facă, sau și pe mine, dar cumva altfel, printr-o evocare mai veche. V-aș ruga frumos să dați drumul la cântecul Adună-mi, mamă, umbra cu lopata. Adună-mi, mamă, umbra cu lopata și varsă-o în grădină printre curii. Cel prea sus. Nu mi
ne cuvântul ce ne desparte. Mai amână-l, te rog, sau spune-l șoptit. Tot bine, știu bine, e vorba de moarte. E vorba de drumul ce a ajuns la sfârșit. Bun aripi de drum, numai lui mă supun, calea-i lungă și greu de parcurs. Și de nu voi putea să mă apropii de stea, însă cred că cerul-i prea sus. Însă cred cerul s-a scurs în pământ. În bun aripi de drum, numai lui mă supun, calea-i lungă și greu de parcurs. Și de nu voi putea să mă apropii de-o stea, însă cred că cerul-i prea sus. În bun aripi de drum, numai lui mă supun, calea-i lungă și greu de parcurs. Și de nu voi putea să mă apropii de stea, o să cred că cerul-i prea sus. Am revenit în studio la Trezește-te Gheorghe, Trezește-te Ioane. Deviza noastră este, ca să fii român, trebuie să poți. A revenit între timp și domnul Doru Dinu Glăvan, președintele Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România. Bine ați venit, domnule președinte! Mă bucur din nou să fim împreună la acest post de televiziune și să tratăm, desigur, probleme pe care noi le dezbatem de multă vreme și nu abandonăm. Promisesem la începutul emisiunii că vom vorbi despre centenarul Uniunii Ziariștilor Profesioniști și am lăsat să vorbim în partea a doua, v-am așteptat pe dumneavoastră, despre Ziua Națională a Culturii, 15 ianuarie, care este legată de, în acest context, de Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România, în cadrul serbărilor sau celebrărilor legate de 15 ianuarie. Avem și proiectul Eminescu de la EUD, care este unul din trei proiectele Uniunii Ziariștilor Profesioniști în anul centenarului, Uniunii Ziariștilor Profesioniști. Și despre Marea Unire. Abia am apucat să acoperim câte ceva din Marea Unire. Hai să vorbim despre acest centenar, dar să începem cu un material filmat. Vă rog frumos, filmul. Ție ți-a fost dat și ți-a fost lăsat să fii mărturia clipei veșnicia. Ia-ți loc doar conștiința ta, jurnalistule. Nu te amăgi cât ești printre vii, că vei fi bogat prin ce-ai consemnat. Banii nu sunt plata ta, jurnalistule. Nu te amăgi cât ești printre vii, că vei fi bogat prin ce-ai consemnat. Istoria este plata ta. Nu te amăgi cât ești printre vii, că vei fi bogat prin ce-ai consemnat. Istoria este plata ta. Tu ești mărturia clipei veșnicia. Istoria te trage după ea. Ia-ți loc doar conștiința ta, jurnalistule. Vei muri sau nu, mâine sau acum, istoria te trage după ea. Ia-ți loc doar conștiința ta, jurnalistule.
bogat, prin ce consemnat, istoria este plata ta. Nu te amăgi, cât ești printre vii, că devii bogat, prin ce consemnat, istoria, istoria este plata ta. Presa și organizațiile au existat cu alte 70-80 de ani în urmă, dar ne bucură faptul că după 90, un alt grup de jurnaliști din București, precum cei din 1919, s-au reunit, au înțeles mesajul că într-o nouă construcție democratică a țării, Breasla trebuie să se reunească. De aceea, din 5 mai 1990, acel grup de jurnaliști a reînființat Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România, jurnaliștii de până atunci funcționând în alte forme de organizare, desigur, sub ceea ce a fost regimul comunist. 1990, semnalul că ceea ce s-a întâmplat în 1919 trebuie să continue și, desigur, alături de Uniunea Ziariștilor Profesioniști din 1990, au mai apărut de-a lungul ultimilor ani și alte organizații care au cuprins un număr mare și foarte mare de jurnaliști. Asociația Jurnaliștilor din România, Societatea Jurnaliștilor Români, Clubul Român de Presă și multe alte forumuri și organizații la nivel regional sau departamental. Mă bucură acum a doua oară faptul, peste aceea că sunteți dumneavoastră aici, că Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România, trecând peste, desigur, ca peste tot, unele vicisitudini, unele greutăți, a rezistat și este, o spun nu cu mândrie, dar cu bucurie din nou, că este o uniune puternică care cuprinde peste 2700 de metri membri acum. La sediul Uniunii vin foarte multe alte solicitări din toate mediile din țară, tursurile de televiziune, de radio, presă scrisă și, desigur, online. Și cred că nu numărul, ci poate valoarea oamenilor dau consistența acestei uniuni. Faptul că la 100 de ani suntem reuniți aici, este momentul să consemnăm că în această clădire a fost semnat acel act de înființare. Și am pregătit aici, Consiliul de Conducere al Uniunii Ziariștilor Profesioniști 2019, o placă memorială care să rămână aici până la următorul secol, centenar, dacă e posibil, și să rămână în memoria noastră acest moment în care, după 100 de ani, ne-am adunat atât de mulți aici la fosta berărie Berlin, în apropiere de ceea ce a semnat pentru decenii întregi, aproape două secole, Casa Capșa în apropiere. O să rog acum pe domnul Sergiu Andon ca împreună să dezvelim această placă, domnul Sergiu Andon fiind din acel grup din 1990, cel care a condus lucrările de înființare a Uniunii și a condus Uniunea timp de 2 ani. Era timpul să trage și noi. Aveți de prea trat. Este un moment istoric pentru noi, acum după 100 de ani, să fim aici. Cred eu că cei care sunt în altul cerului și au fost aici în urmă cu 100 de ani sunt mândri de prezența noastră aici. Să ne spună câteva cuvinte despre viața Uniunii de după 90.
doar trei lucruri vreau să spun. Unu, la mulți ani, la mulți ani de activitate. Uniune Juriștilor Români. Doi, din acest veac, mai e un porumb. Am urmărit îndeaproape și ca profesionist, dar și sub aspectul activității diferitor organizații de breaslă. Și depun mărturie, niciodată vreo organizație profesională, sindicală sau altă organizație de breaslă a ziariștilor din România nu a avut o activitate atât de consistentă cultural, multilaterală, dăruită, care mărește respectabilitatea profesiei noastre. Și al treilea lucru, rog conducerea Uniunii Ziariștilor să se gândească de pe acum, 10 ani la scara veacurilor înseamnă puțin, dar peste 10 ani exact, deci peste puțin timp, se împlinesc două veacuri de presă în limba română, 8 aprilie 2029. Asta să nu se supere domnul Manega, făcând abstracție de ipoteza dumnealui, pe care o vom numi proto-jurnalistică, de a considera că, de fapt, primul embrion, primul mugurel, au fost al lui Petrache Polnaru, parcă nu, în timpul Revoluției Tudor Vladimirescu. Deci aia o considerăm proto-istorie, dar dacă ne raportăm la cea înscrisă, 8 aprilie 2029, respectiv 1 iunie 2029, vor însemna bicentenarul presei în limba română, în țara românească, respectiv la Iași, în Moldova. Pregătiți placa, gândiți-vă la locul de amplasare, chemați-ne pe cei care vom mai fi, chemați-i pe cei care nu sunt acum aici și să o țineți tot așa. Mulțumesc! Binecuvântat este Dumnezeu nostru, totdeauna, acum și pururea și-n vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în cerul, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Momentul aghiasmei peste această placă, preotul Gheorghe, ajutat de Miron Manega. Se sfințește placa aceasta prin pogorârea Harului Sfântului Duh, cu aceasta apă sfințită, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ție ți-a fost dat și ți-a fost lăsat să fii mărturia clipei veșnicia. Ia-ți loc doar conștiința ta, jurnalistule, nu te amăgi cât ești printre vii, că vei fi bogat prin ce-ai consemnat. Banii nu sunt plata ta, jurnalistule, nu te amăgi cât ești printre vii, că vei fi bogat prin ce-ai consemnat. Istoria este toată ta. Nu te amăgi cât ești printre vii, că vei fi bogat prin ce-ai consemnat. Istoria este plata ta. Tu ești mărturia clipei veșnicia, istoria te trage după ea. Ia-ți loc doar conștiința ta, jurnalistule. Vei muri sau nu,
mâine sau acum, istoria te trage după ea. Ia-ți loc doar conștiința ta, jurnalistule. Nu te amăgi, cât ești printre vii, că vei fi bogat prin ce consemnat. Istoria este plata ta. Nu te amăgi, cât ești printre vii, că vei fi bogat prin ce consemnat. Istoria, istoria este plata ta. A fost imnul jurnalistului. Domnule președinte, povestiți ce am văzut aici. Păi este istorie. Ce am făcut noi, acolo, pe Constantin Mile, pe Sărindari, a fost istorie care rămâne. Dar important că acest moment istoric a creat, la rândul său, o emulație. Am văzut oameni entuziasmați acolo. Dar am primit... Și era un frig și ningea. Și ningea și erau porumbei aceia albi. Dar după acel moment am primit foarte multe telefoane, ecouri de la întâlnire, oameni care au venit la sediul Uniunii și s-au arătat încântați de ceea ce s-a întâmplat. Și cred că acel moment poate să însemne un nou parcurs al Uniunii. După momentul pe care l-ați urmărit, emoționant și, repet, acela a fost un moment istoric, am avut un alt moment care a însemnat, desigur, celebrarea celor 100 de ani de existența Uniunii, dar întâlnirea cu patroni, cu directori, redactori, șefi, realizatori din presă, din tot spectrul presei românești. Aceasta a fost intenția noastră. Ne-a reușit acest lucru în proporție de 75-80%, pentru că am consemnat și câteva absențe dintre cei pe care am invitat, însă... După părerea mea, previzibile. Da, dar sunt convins că mesajul pe care l-am transmis în prezența a doi academicieni distinși, Eugen Simion și Răzvan Teodorescu, cei care, prin activitatea lor în două secțiuni ale Academiei, au în pavăza lor și jurnalismul, prin filologul Eugen Simion, prin cel care se ocupă de audiovizual la nivelul Academiei, Răzvan Teodorescu, care ne-a și ajutat. Amândoi au fost cei care au dat sprijin Uniunii atunci când am dorit să concretizăm faptul că jurnalismul este creație și că membrii acestei brese trebuie să respectați și trebuie să le dai demnitatea pe care o merită. Spun că la Capșa a fost tot un moment istoric, dar care a însemnat mâna întinsă pe care noi, cei din Uniunea Ziariștilor Profesioniști, am întins-o tuturor trusturilor de presă, de radio, televiziune, online, presă scrisă, pentru ca să înțeleagă toată lumea că această Uniune nu este un sindicat, este o organizație profesională, că această Uniune dorește să cuprindă pe toți importanții slujbași ai presei românești, indiferent de pozițiile pe care le au, din punct de vedere social, economic sau politic, dar interesele breslei sub autoritatea acestei uniuni pot fi mult mai ușor, mult mai lesne de împlinit. Și avem destul de multe nevoi. Cred că perioada care urmează va fi una care va demonstra viabilitatea a tuturor actelor pe care noi le-am produs în ultimii ani, pentru că deseori mi s-a pus întrebarea în ultimele zile care e programul nostru acum de centenar.
și am răspuns că noi nu avem un program de centenar, noi suntem în prelungirea programelor noastre, care înseamnă multă sănătate în organizație, mult conținut deontologic, a spune, e un cuvânt pretențios, dar trebuie să îl repunem în drepturile sale, și că am dorit și dorim în continuare ca personalități ilustre ale presei românești să fie cunoscute, să fie audiate pledoariile pentru activitatea acestora într-un ciclu de evenimente generic intitulate convorbiri jurnalistice. Interesant, probabil, veți spune, am avut de peste un secol și jumătate convorbiri literare de la înaintașii noștri, la predecesorii noștri, oameni de mare cultură, convorbiri literare de la Maiorescu încoace și de la toată protipendada României, iar noi acum să nu transformăm convorbiri literare, ci vom declanșa convorbiri jurnalistice. Un prim eveniment a și avut loc la Pitești și trebuie să spun că a fost o încântare pentru noi, că am văzut impulsul dat în filala de la Argeș, dar și pentru participanți, pentru că au avut ocazia acolo să afle lucruri importante despre istoria presei din Argeș, despre publicațiile care au apărut din 1883, după cum prezenta domnul Baranga istoricul presei din Argeș, omul preocupat de istoria presei din Argeș, au putut afla despre Teodorescu Braniște, un jurnalist originar de acolo, chiar dacă și-a desfășurat activitatea în București, despre faptul că Tudor Arghezi, de pildă, ultimele sale Bilete de papagal au apărut în revista de cultură Argeșul și cel mai important lucru, cred eu, că a arătat viața și frumusețea acestui moment, că cel care a condus, a înființat și a condus această revistă, profesorul universitar dr. Mihail Diaconescu, a fost chiar alături de noi la aceste convorbiri jurnalistice. Au vorbit acolo ziariști, au avut și un cadru didactic, doctor în științe comunicării, doamna Duminică de la Facultatea de Jurnalism din Pitești. De ce insistăm noi acum să se cunoască acest lucru mai pregnant? De ce, domnul președinte? Ca să afle lumea ce oameni deosebiți a avut și cu siguranță are presa românească. Sunt jurnaliștii care au devenit mari scriitori ai culturii române. Probabil exercițiul jurnalistic de-a lungul anilor, când erau foruitori de ziare, talentul, vocația i-a determinat și au ajuns mari scriitori ai României. Tot din rândul jurnaliștilor, mari demnitari, prim-ministri, miniștri, ambasadori, oameni importanți în diferite funcții publice, ceea ce înseamnă că presa a dat oameni înțelepți, oameni pricepuți, oameni devotați intereselor comunității, intereselor poporului nostru. Nu sunt vorbe mari. Și în zilele noastre avem, de pildă, ambasadori. Și în zilele noastre avem jurnaliști care ocupă poziții importante. Vorbim de ambasadori din Franța, de ambasadori din Germania, vorbim de purtătorul de cuvânt de la Casa Prezidențială, așa cum și primul ministru are tot un fost jurnalist care este purtător de cuvânt. Adică, jurnaliști care și-au făcut meseria cu seriozitate, au acumulat o experiență, au acumulat o pregătire de sine importantă și au câștigat încrederea celor care i-au promovat. Desigur, nu urmărim ca breasla noastră să tindă doar spre aceste locuri pe care unii le spun că ar fi locuri călduțe pentru viață, ci să demonstrăm că în breasla aceasta noastră, dintotdeauna, dar și astăzi, sunt oameni care gândesc pozitiv, care gândesc benefic și care doresc, într-adevăr, să aducă un ton de optimism, chiar dacă deseori
tonurile din presa de astăzi, din televiziuni, din radiouri, din presa scrisă sau cea online, sunt posomorâte. Cred că se poate depăși acest prag. Cred că se poate obține nu o unanimitate, este exclus. Niciodată nu se va întâmpla și nici nu este bine să se întâmple vreodată așa ceva. Dar un consens în anumite momente trebuie să se facă. Și probabil că în următoarea parte a emisiunii aș putea să vă aduc informații care să confirme tot ceea ce am spus până acum, adică faptul că au început să înțeleagă și mai mari breslei, începând de la patroni, de la directori de trusturi, de la redactori șefi, că este bine să se reunească în această formă de organizare care s-a dovedit viabilă, echilibrată, echidistantă, așa cum este Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România, cu oameni preocupați să se dăruiască acestei nu unități, ci acestei omogenități a breslei, repet, indiferent de locul pe care îl ocupă în această sferă a omogenității, în dreapta sau în stânga, în nord sau în sud. Dar să fim acolo împreună. Avem ce ne comunica, avem ce gândi și avem ce să ducem mai departe. Și a doua parte a emisiunii a luat sfârșit. Stimați telespectatori, ne revedem peste câteva minute, în partea a treia. Am revenit în studio la Trezește-te Gheorghe, Trezește-te Ioane. Deviza noastră este ca să fii român, trebuie să poți. Suntem în formulă completă. Domnul președinte Doru Dinu Glăvan, președintele Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România și editorul revistei Cronica Vișeoană din Vișeul de Sus, Mircea Șerban, unul dintre cei mai proaspeți membri ai Uniunii Ziariștilor Profesioniști. Și pentru care a fost foarte impresionat de discursul domnului președinte, drept pentru care, în primă fază, vă fac cadou și domnului președinte și ție cu câte o cocardă, cu chipul zeului nostru tutelar în presă și în viața culturală, Mihail Eminescu. Suntem în ziua Micii Uniri și o insignă cu UZP 100, tot cu Mihail Eminescu. Și, domnule președinte, foarte frumoasă și excepțional de generoasă oferta pe care ați lansat-o pentru toți ceilalți colegi de-ai noștri. Nu vreau să fiu prăpăstios, dar vă rog foarte mult să regândiți oarecum statutul UZP-ului, pentru că știm foarte bine și cei care ne urmăresc și care consumă presă zilnic știu că în presa românească există foarte mult sub acoperire și n-aș dori nici eu, nici dumneavoastră și nimeni ca sub, să zic așa, auspiciile sau sub cum să spun, sub placa aceea pe care tocmai am văzut că ați dezvelit-o, să se ascundă cei sub acoperire. Deci o reformă morală totuși e nevoie să oferim. Asta e unul dintre principiile de bază ale noi, Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România. O să vedem cum o facem și tehnic. Pentru că dacă sunt acoperiți, sunt acoperiți. Cum îi descoperim? Sau o să facem așa cum frumos spui despre modul în care se pot reforma importante lucruri în țara aceasta. Nu știu dacă ai spus vreodată pe televiziune, dar ai în întâlnirea noastră formulat acea teză că trei domenii se pot reforma din numai interior. Numai din interior. Care este și justiția, și biserica, și presa. Și atunci, dragă proaspăt membru al Uniunii, Mircea Șerban, trebuie să spunem telespectatorii noștri că ești proaspăt ca un om viu, vioi și în permanentă agitație acolo pentru spiritul acesta al unui jurnalist. Și în mare parte chiar viu. Da. Da. Nu, dar în sensul acesta, proaspăt în suflet pentru tot ceea ce face. Sunt proaspăt că trăiesc a patra viață, am avut trei accidente de mașină, zdravene de tot și asta înseamnă că sunt la începutul carierei de jurnalist, așa că sunt foarte proaspăt. Am avut și accidente, nu vreau să te egalez la număr de accidente. Hai să nu ne... Așa că dacă vă spun prin ce am trecut eu, nu mai...
Da, însă să rămân numai la ideea aceea. Condoleanțe mamei ție pentru pierderea mamei tale, că tocmai ai evocat în cadrul acestei emisiuni, și Dumnezeu să o odihnească. Să Dumnezeu. Revin la problema aceasta cu acoperiții în breasla noastră. Cu siguranță sunt peste tot, nu numai în breasla noastră, și aceste lucruri nu se pot rezolva decât din interior. Nu poți să nominalizezi, nu poți să arăți cu degetul. Trebuie ca viața să dezvăluie adevărul și să ne ocupăm ca acest lucru să se întâmple. Da, domn președinte, asta puteți spune că UZP-ul n-a avut protocoale cu serviciile secrete, asta, da, nu are și nici nu va avea niciodată. Corect. Asta categoric. Dacă istoria este aceea pe care noi o consemnăm, așa spune și imnul pe care l-ați ascultat. Spuneți două vorbe despre asta, că nu pot să mă laud singur. Despre textul care l-ați ascultat în imnul pe care l-am lansat și vom insista ca acesta să devină un șlagăr, un hit pentru breasla noastră. Versul aparține lui Miron Manega și muzica îi aparține unui bun prieten al Uniunii, care este onorat să fie alături de noi, muzicianul Mihai Napu. Aș aduce în prim plan un aspect al activității noastre, al implicării noastre în ceea ce numim convențional societatea civilă. Uniunea Ziariștilor Profesioniști, prin președintele ei, a dat publicității un comunicat din care o să citez o parte. Stimați colegi, deci e un mesaj al Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România către întreaga breaslă. Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România luptă de ani de zile în Parlamentul României pentru a impune pe cale legislativă declararea zilei de 28 iunie ca zi canonică a ziaristului român. N-am reușit încă și din lipsa de solidaritate a breslei pentru acest demers, dar n-am renunțat. Stimați confrați, Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România lansează apelul către toți ziariști din România, membri și nemembri ai UZPR, din toate organismele de comunicare, presa scrisă, audiovizual, presa online, să renunțe la sentimentele și resentimentele personale, de grup sau de trust, și să se solidarizeze. Lumea are încă nevoie de vocile noastre. A fost emis pe data de 17.1.2019. Doru Dinu Glăvan, președintele UZPR. Poate ar fi bine să comentăm puțin, pentru că ceea ce am apărat noi prin acest comunicat este, nu-i așa, domnule președinte, libertatea de exprimare. Nu un interes de grup sau de altă natură. Libertatea de exprimare. Îți mulțumesc că ai făcut loc în emisiunea aceasta să lecturezi acest text. Ăsta este, de fapt, rostul Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România. Să-și protejeze breasla de nedreptățile externe. Și acum vin cu o informație. Da. Iartă-mă, Mircea. Așa. Spune. Am vrut să spun că societatea românească însă și în întregul ei este într-o criză morală cumplită. Ori citesc în spatele acestui acestui comunicat de presă tocmai necesitatea, dorința, clamarea efectivă a dimensiunii morale care ne lipsește. Este uluitor cum colegii de-ai noștri... Poate fie. A fost un glumă. Da, sigur că da. Sigur, nu, tuturor ne lipsește. Ori, în primul rând, asta ne trebuie să dăm dovadă că noi, presa, suntem morali. Nu că știm să scrim mai bine românește decât X, Y sau Z. Scriu bine și mercenarii. Da, ci că în primul rând suntem niște oameni morali. Da, și aderăm la un sistem de valori pe care îl și respectăm, nu doar îl declarăm. Ziceați, acum hai să trecem la chestii practice, la vești, la informații. La informații, a spune chiar de ultimă oră, pentru că absența mea... Absența mea de la prima parte a emisiunii s-a datorat faptului că am avut o întâlnire importantă cu câțiva dintre puternicii jurnaliști ai momentului, care sunt și membri ai Uniunii Ziariștilor Profesioniști, dar la locul lor sunt puternici. Nu vreau să fac multe dezvăluiri, pentru că ele vor veni într-o cascadă în perioada următoare, dar a fost necesară o asemenea discuție, pentru că a apărut și o directivă a Uniunii Europene, care va fi pusă în discuție și la Consiliul Uniunii Europene, directiva este scrisă, prin care se aduce
un atac la cei care fac presă online. Și atunci înseamnă că noi trebuie să accentuăm ceea ce am început în urmă cu un an sau doi ani de zile, să ne gândim la statuarea regimului în care lucrează presa online. Până acum, jurnaliștii, ziariștii sunt cei de obște cunoscuți din radio, din televiziune, din presa scrisă, dar online-ul ne-a năpădit. Noi am deschis o largă ușă presei online, bineînțeles aplicând o grilă, un filtru de competență, să zicem așa, avem și o comisie în sensul ăsta, dar am deschis larg ușa pentru că și acolo sunt ziariști. Exact, și spuneam într-un interviu acordat chiar unei organizații online că e nevoie să organizăm mai multe discuții pe această temă, să ajungem la un consens și să spunem clar, bloggerii nu pot să fie jurnaliști. Sunt individuali, personalități poate marcante ale vieții culturale, oameni, să spunem, intelectuali, cu o bună pregătire. Atenția că trebuie să vă grăbiți pentru că... Voi fi foarte repede încheiat cu acest subiect. Asta este timp. Deci, bloggerii pe care nu-i putem consemna drept jurnaliști, apoi nu mai vorbim de cei care scriu pe Facebook, nici vorbă de așa ceva, dar presa online trebuie bine organizată. De altfel, presa online este atacată în ultima vreme de agențiile de publicitate, cele care lucrează, n-a spune haotic, ci bine organizat, însă în favoarea preferențială a celor care conduc agenție de presă, ceea ce nu este echitabil. Iar faptul că presa online nu este încă bine legalizată în România și nu avem un depozit legal de presă online, aduce un deserviciu tocmai istoriei pe care noi vrem păi să o apărăm. Păi vedeți, domnule președinte, să zică cineva că nu este un plan. A fost distrusă presa scrisă. Deci a ajuns, acum s-a închis tipograful, s-au închis două rotative. Acum. În București. Trebuie să mă mut și eu cu ziua. Da. Deci, presa scrisă a fost pusă pe butuci, s-a încurajat presa online și acum se distruge presa online. Să fie o întâmplare? Nu. Nu cred în asemenea nu coincidență. Nu este o întâmplare. Vedeți este că... un atac la presă în general. La presă în general. Și forma aceasta de presă online este în vogă acum și atunci, desigur, se caută fel de fel de tot tipul. La cultură în sens mai larg. Este atacată la cultura și... națională, nu doar a României, a statelor europene, a Europei. Deci emisiunea a cam luat sfârșit, nu știu dacă a mai rămas timp. Hai să încheiem glorios, ca să zic așa, cu... Vă mulțumesc că mi-ați fost oaspeți. O să mai veniți, probabil. Stimați telespectatori, emisiunea noastră a luat sfârșit. Ne revenim peste o săptămână, dar până atunci nu uitați, ca să fii român, trebuie să poți imnul jurnalistului. Ți-a fost dat și ți-a fost lăsat să fii mărturia clipei veșnicia. Ia-ți loc doar conștiința ta, jurnalistule. Nu te amăgi cât ești printre vii, că vei fi bogat prin ce-ai consemnat. Banii nu sunt plata ta, jurnalistule. Nu te amăgi cât ești printre vii, că vei fi bogat prin ce-ai consemnat. Istoria este toată ta. Nu te amăgi cât ești printre vii, că vei fi bogat prin ce-ai consemnat. Istoria este plata ta. Mărturia clipei veșnicia, istoria te trage după ea. Ia-ți loc doar conștiința ta, jurnalistule. Vei muri sau nu, mâine sau acum, istoria te trage după ea.
ia-ți loc doar conștiința ta, jurnalistule. Nu te amăgi, cât ești printre vii, că vei fi bogat prin ce-ai consemnat. Istoria este plata ta. Nu te amăgi, cât ești printre vii, că vei fi bogat prin ce-ai consemnat. Istoria, istoria este plata ta. Ioane, 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 ai murit ca milioane, Ioane, trupul ți l-au frânt, Ioane, fără de mormânt.